Fantasy. Cine și ce asocieri are cu acest termen? E vreun gen artistic din literatură sau e vreun brand cunoscut din lumea modei? Fiecare îl vede în felul său, nu? Dar noi astăzi știm că este o denumire de piesă, de-a lui Bruno. Acum 10 ani cucerea inimile fetelor prin interpretările de la Fabrica de Staruri 2. A luat o pauză cam de vreo 7 ani, dar de ceva timp a decis să revină lumina reflectoarelor, așa că îl invităm mai repede să vedem cu ce ne surprinde în această zi. Noroc, Bruno! Salut, ce faci? Așa. Nu cred că-s vaccinată, dar mă rog, sunt meritată, știi? Ia loc pe canapea. Bine ai venit la noi! Mersi pentru invitație! Ai revenit și eu mă bucur foarte mult în fiecare... N-am vrut să vin, sincer. De ce? Că e prea devreme. Dar pentru tine m-am trezit la 6. Mersi, dragă. Mersi. În ultima perioadă ești productiv. Melodie după melodie. Zici? Da, așa mi se pare. Păi, dar n-a trecut tare mult timp de când ai mai fost la noi aici pe canapea. Am fost 2 săptămâni în urmă. Păi, da. O săptămână în urmă, da. Ai fost în altă parte. Da, în altă parte, da. Fantasy. Da. De ce fantasy? Fiindcă avem toți fantezii, în primul rând, care dorim să devină realitate. Câteodată se primește, câteodată nu. Uite, ce din imaginație sau visele, fanteziile pe care le-ai avut tu s-au realizat? Cu trăieratul lumea. Lumii, da. Piese number one este părinți fie fericiți, este. Îmi dau seama că muzica, de fapt, e partenera ta de viață. Da. În pandemia asta m-am ales cu 50 de piese. Îmi dau seama că pentru un artist să faci o asemenea cantitate de melodii e destul de epuizant. În cât timp? Nu e epuizant. E foarte fun și distractiv, că toate 50 sunt my babies, cum se zice. Da, seamănă între... Nu. Cum, una 50 de melodii și să nu semene între ele? Păi uite, piesa Fantasy, așa. Nimeni n-a crezut că o să fac așa ceva. Deci nici n-ai auzit-o. Auzi? Da, și zic. Da, și o să înțeleg că eu fac și lent, și orchestra, și R&B, și hip-hop, și rock. Înțelegi? Și acum lucrez cu un amic de-a meu din Moscova. Și el e compozitor de muzică pentru filme. Și am zis, hai să implementăm ceea ce faci tu cu ceea ce fac eu. Ca fiecare piesă să sune ca din film. Și uite că facem album acum. Așa. Da, mai trebuie 8 piese, deci o să fie 58. Du-te tu așa de... Așa păi dacă de... avem prea mult timp. Înțelegi cu pandemia asta, da. Concerte, nu, deplasări, nu. Lucrăm acum ca să nu lucrăm mai apoi. Înțelegi? Și pe urmă știi așa, facem ușor, portofoliu ușor. Acum. Ca apoi când o să vină concertele, de Doamne să vină, o să avem cu ce lucra, ce cânta. Eu cred că un concert cu 50 de piese e... Doamne, încep dimineața, îl termin încep la micul dejun și îl termin la prânz. Da. Ce îți lipsește cel mai mult, iată, din viața pe care o aveai? Mi-e dor ceva. De aeroport, de avioane, de diferite locații, diferite țări. Mi-e dor de asta. Nu pot sta locului, de aia și scriu. Aș vrea acum să plec undeva în Chile, 20 de ore să zburăm. Aș vrea să plec în Croația, în Spania, nu știu, Italia, în Montreal să plec iarăși. Asta, mi-e dor de lume. De lume de acolo. De fani, de când ieși pe scenă și vezi 10.000, 50.000 de oameni. Da, era o perioadă în care doar pe drumuri erai. Da. Veneam acasă pe 2 zile și înapoi. Pașaport plin cu... Da. Aveam 2. Plin cu ștampile. Da. Deja nu mă știu, veneam la aeroportul Henri Coandă, da? Când zburam și nu știam unde zbor. Unde plecăm? Next destination. Exact, da. Alo, noi unde zburăm? Acolo. Ah, ok. Tu cânti doar în engleză? Da. Da, în română. Ori n-ai pentru cine? Din părerea mea, nu merită. Nu merită, fiindcă dacă cânti în română, cânti pentru publicul care știe limba română. Atât. Dar în publicul engleză, tău e publicul... Internațional, exact. Niște piese de ale mele au ajuns în top 10 în Japonia. Dar cum? Uite, cum se întâmplă drumul ăsta? Le trimiți tu radiourilor? Găsesc singure melodiile? Cum are loc? Eu le trimit, în primul rând, trimit piesa mea la toate radiourile din Moldova.
Eu am lista cu toate radiouri. Apoi o pun pe platforme, iTunes, Spotify, tot. Și restul face piesa. Mm-hmm. Dacă le place la lume, ei. Ajunge. Dacă nu, nu. Până când lucrează. Stai că nu-i prelemn, asta mai de mai bine. Până când merge. Acolo. Uite, dar de multe ori se întâmplă că unele piese care ție îți plac și crezi că o să prindă la public, nu? Și altele care sunt așa... Este așa ceva, da. Cea mai proastă piesă poate fi un hit. Și cea mai superbă în care ai băgat o suflet și timp și ba, n-a mers. Asta e. Care sunt așteptările tale de la fantasy? Eu am făcut-o în primul rând pentru mine. Mm-hmm. În al doilea rând pentru oamenii care se regăsesc în ea. Asta e. În fiecare piesă eu chiar vreau ca lumea să se regăsească. Așa eu compun. Deci nu scriu ce vreau eu, dar scriu și mă gândesc cum ăla sau aia sau persoana regăsi. În vârstă se va regăsi în piesă. Fiindcă dacă nu se regăsește, n-o să asculte și n-ai ascultători. Așa trebuie să scrii, eu cred.